6 elevi din cătunul Corneța din Poinele de sub munte nu pot frecventa școala online pentru că locuințele acestora nu sunt racordate la rețeaua de electricitate. Am fost acum 2 săptămâni de la Poinele de sub munte la Corneța, un cătun care are în jur de 20 de familii. 6 locuitori din cătun sunt elevii noștri. Acolo școala are curent electric. Datorită unei donații a fost dotată o clădire închiriată de la un localnic cu panouri fotovoltaice, motiv pentru care acolo copiii pot să învețe. Dar câtă vreme învățământul este în online acum, școala aceea nu poate să fie folosită. Aceasta nu este singura situație din Maramureș, unde odată ce s-a închis școala, copiii nu pot beneficia de școala online, spune Anca Minodora Costin Hendea, inspector general școlar al ISJ Maramureș. Am fost pe Craica, la noi, lângă Baia Mare. Am fost la Pirită, în comunitatea de la Pirită. Colegii mei inspectorii au fost la Cuprom, la Ferneziu, la Finteuș, la Șoncuta și în multe alte zone din Maramureș. Și se punea întrebarea, ce facem cu acești copii? Ne consolăm cu ideea că nu au tablete și atunci nu se poate face învățare sau căutăm soluții alternative? Ei bine, am căutat soluții alternative. Am elaborat o procedură în acest sens pe care am transmis-o directorilor din școli. Foarte prompți aceștia, la rândul lor, au căutat soluții în comunitățile respective. Și fiecare școală are propria soluție alternativă pe care noi o monitorizăm. Se merge la copii cu fișe, se merge la copii cu activități care pot fi realizate în aceste condiții de siguranță, în condiții de siguranță, și încercăm să ne menținem conectați. Despre alte neajunsuri ale sistemului de educație online, dar și despre soluții alternative, cu ce probleme se confruntă cadrele didactice, elevii, dar și părinții, aflați pe larg în ediția din această săptămână a emisiunii Lucruri, Fapte și Oameni de Valoare, joi de la ora 18:35 la TV Sighet.